Bună ziua, sunt Alina Negruțiu și vom vorbi despre cele 10 reguli importante pentru a supraviețui recesiunii. În aceste vremuri este foarte ușor să te panichezi. Panica, fiind indusă de frică și de emoție, iar nu de eveniment, are o putere imensă. Puterea de a schimba întregul curs al afacerii. Dar chiar vrei să cedezi în fața panicii, să te predai și să accepți falimentul? Există alternativă la panică. Ne confruntăm cu schimbări, dar acestea pot fi bune pentru că deschid calea către noi oportunități și inovații. Fă astăzi alegerile corecte și vezi rezultatele mâine. Nu se rezumă totul doar la politica prețurilor. Trebuie să te diferențiezi, să spui oamenilor de ce ar trebui să cumpere de la tine, să le oferi mai multă calitate și nu discounturi și vei vedea cum afacerea poate să crească chiar într-o piață în scădere. Fii un lider și oamenii te vor urma. Ca mic antreprenor poți să arăți calea ieșirii din recesiune. Începe cu angajații tăi, continuă apoi cu distribuitorii tăi și sprijină clienții și întregul segment de piață. Oferă vești bune și toată lumea va crede în ele. Iată 10 reguli care te vor ajuta să-ți redirecționezi către succes afacerea. 1. Evaluează și elimină datoriile excesive. Dacă veniturile au scăzut, s-ar putea să nu-ți mai poți acoperi datoriile pe care le-ai făcut atunci când aveai veniturile mai mari. Dar fiecare datorie poate fi redusă, de la împrumuturile bancare, ipotecile, chiar și la chirie. 2. Fă reduceri. Dacă nu ai făcut o muncă, reduc personalul și cheltuielile de întreținere. Poți să le oferi mai mult sau chiar la fel de mult sau chiar mai mult, crescând productivitatea. 3. Verifică finanțele în fiecare zi și începe chiar de astăzi. Urmărește profitabilitatea pe job, pe client, pe săptămână, pe produs și concentrează-ți eforturile pe cele mai profitabile produse și servicii. Renunță la tot ce nu poate scoate profit. 4. Redu din inventar și din cheltuielile de întreținere. Caută produsele durabile, care nu se schimbă des, pentru că banii tăi sunt stocați în costurile materialelor, în utilaje, etc. Vei putea obține bani lichizi abia după ce le vei vinde. 5. Instruiește-ți personalul. Dacă fiecare sarcină este învățată de încă o persoană, atunci când persoana care în mod normal se ocupă de ea nu o mai poate face, cea de-a doua îi poate prelua sarcinile și așa munca nu este întreruptă, iar productivitatea rămâne crescută, chiar dacă lipsește un membru important al echipei. 6. Revizuiește strategia de marketing și redu cheltuielile de promovare în media tradiționale. Utilizează mai mult internetul și concentrează-te pe clienții actuali. Internet marketing va salva multe companii. 7. Evită reducerile și discounturile. Nu-ți da pe nimic produsele. În schimb, concurează cu servicii, calitate și unicitate. Creează-ți o nișă și vei avea un avantaj competitiv. 8. Extinde-te, dacă poți. Internetul te poate duce oriunde, mai ales dacă poți crea o expertiză pe un domeniu sau un produs, serviciu de nișă. Concentrează-te pe ceea ce faci tu diferit de alții și încearcă să extinzi acest lucru pe o piață cât mai mare. 9. Administrează afacerea eficient. Urmărește și analizează rapoartele financiare și productivitatea. Este mai bine ca la început să pornești de la o afacere mică, dar profitabilă și să crești încet, dar sigur. 10. Pune preț pe calitate, pentru că aceasta îți va aduce profit pe termen lung. Nu uita niciodată acest principiu.